în acest joc putem vorbi despre un impact pe viitor în dependență de rezultatul în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Deci nu cred acest lucru, pentru că indiferent care va fi guvernarea în țara noastră, nu cred că cineva își va asuma responsabilitatea ca să, eu știu, declanșeze aici un război sau deci un atac armat către Ucraina. Faptul că Republica Moldova ar putea fi provocată la un asemenea scenariu, în asta cred, și poate fi provocată din partea la mai mulți actori internaționali, cei care au interes geopolitic în această regiune. Eu cred că Republica Moldova trebuie să aibă destul înțelepciune ca să poată, și nu trebuie ca să fie de partea unei puteri mari sau ceilalți puteri sau celelalte puteri mari, trebuie să păstreze relații destul de bune și nici de cum să nu accepte, eu știu, implicarea chiar pe interior, eu știu, acceptarea unor provocări, care cu siguranță ele de fapt și sunt acum. Și faptul că prin a acorda, nu știu, poate mai multă sau mai puțină încredere, fie structurilor NATO, fie Federației Rusie, fie, eu știu, Uniunii Europene, de fapt cetățenii noștri sunt dezbinați. În asemenea situație, cred că, de fapt, cu gândul la viitorul țării noastre și la dorința de pace, trebuie să fim consolidați ca națiune, ca popor și absolut să nu permitem implicarea unor politicieni sau celor de la guvernare în jocurile puterilor mari care ar putea să, eu știu, să împingă și Republica Moldova într-un, eu știu, eventual conflict militar.